aș mai putea să adaug după aceste cuvinte pe care le-au spus Radu Vancu, Dance Mihăilescu, Mircea Cărtărescu, n-ar putea decât să mai strice din efect. Totuși, vreau să vă spun că în ultimele două numere din Dilema Veche s-a întâmplat să nimeresc peste aceeași idee, ideea că muzica tristă creează un efect catartic și te ajută și este foarte gustată, te ajută să te simți bine. Sper în acest sens ca poezia mea, chiar dacă e tristă, să vă ajute să vă simțiți bine. Și ca să am un ton mai vesel, vreau să vă spun ce am pățit după ce mi-a apărut cartea. M-am întâlnit cu un coleg de facultate, lingvist, și mi-a spus: Ioana, felicitări, eu tocmai eram cu cartea în geantă, m-a păruse. Și eu am spus, mulțumesc, zice, felicitări. Eu am spus mulțumesc și am dat din numere, așa cam modest și cam stânjenit. La care el s-a schimbat la față și zice, nu te bucuri că a ieșit Iohannis? La care eu am spus, a, sigur, pentru asta mă feliciți. Zic, cum să nu? Mă bucur foarte tare, zic, credeam că mă feliciți pentru volumul de poezie. Zice, nu, eu sunt lingvist. După care mă întâlnesc pe Calea Victoriei cu doamna Sandra Pralong și îmi spune, Ioana, felicitări. Zic, a, mulțumesc și ție la fel, suntem fericiți, a ieșit Iohannis. La care ea spune, nu, pentru volumul de poezie. Felicitări că ți-a apărut volumul de poezie. Drept care vă rog să nu mă felicitați, iar dacă mă felicitați, să-mi spuneți pentru ce, ca să nu mă derutați, că deja sunt foarte derutată. Aș vrea, pentru că timpul s-a oprit aici la ceas, aș vrea totuși să apuc să mulțumesc editurii Humanitas, Lidiei Bodea în special, pentru cum s-a implicat în tipărirea acestui volum, care a apărut repede și bine ca întotdeauna volumele mele la Humanitas. Să-i spun lui Dance Mihăilescu că gheața cu foc este definiția iadului și că în sonetul Petrarchist oamenii îndrăgostiți simt acest amestec de gheață și foc. Să spun legat de păianjeni că păianjenul lui Mircea din Orbitor este principiul maleficului. Aici am un păianjen foarte benefic și, și la care mă întreb dacă îl dor 3-4 picioare sau toate atunci când îmbătrânește. Deci nu este un păianjen atât de simbolic ca cel de la Mircea Cărtărescu, dar ne-am întâlnit în păianjen, cum și alți poeți români. Să-i punem pe amândoi într-o cușcă, poate se dă pe brazdă și al meu. Ar fi foarte drăguț, da, să facem un hibrid. Și vă rog, deci, să vă bucurați de această poezie și mai mult nu am ce să spun. Vă mulțumesc! Un bonus.